Anda Sârbei și Doina Teodoru sunt pe canapeaua de la Neața, în cea mai mare grădină urbană, și astăzi suntem aici pentru că de luni, vă spuneam, ne mutăm în cochetul nostru studio, ce și-a schimbat adresa după 15 ani de Neața. Vorbim de Lasă-mă îmi place, este camera 609, așa este titlul unui serial, cumva primul serial de comedie romantică produs în România, se difuzează în această seară pe Antena 1. Bună dimineața, bine ați venit în grădina noastră, practic aici eu stau. Grădini. Bună dimineața, aici bine v-am găsit. Și am lăsat colegii să și filmeze. Este, știu că sunteți obișnuită cu bogăția și opulența, da. Mi-am pus și fântânile astea dubaieze, după cum se poate. Mulțumim vedea. Pentru primire. N-am aflat ce înseamnă camera 609. Sora mea cred că știe cel mai bine ce înseamnă camera 609, să o las pe ea să vorbească. Sau ce s-a întâmplat în camera 609. E cu întâmplare. E cu întâmplare, da. Am înțeles. Hai să setăm cadrul. Voi sunteți trei surori, îmi spuneai că una mai... Da, suntem trei surori, eu sunt cea mai mare dintre ca ele. Elaltă. Oaia neagră, ea este eu sora mijlocie, oaia gri. Așa? Mai avem una albă. Mai avem una albă și mică. Am înțeles. Vă desfășurați viețile de adolescente, tinere? De... Nu mai suntem adolescente de mult. De fapt, sora noastră cred că este între așa? Adolescență și... Între, de la 25. Ghidate, fiind de o mamă, îmi spuneai... O mamă moldoveancă, cel mai probabil în suflet, după cum se comportă. Absolut. Da, o mână de fier. Magda Catone este mama noastră și cred că am spus destul cu asta. Am înțeles. E comedie romantică într-o primă asamblare în România. Asta pentru că se întâmplă niște lucruri mai puțin dramatice decât în Lia, soția soțului meu, bănesc. Asta cu siguranță, deși sunt pe și dramă aici... și supărări, necazuri și supărări, toată lumea are. Ne tratăm un pic mai ușor, mai și voi umor. Sunteți mai flu-flu. Avem și noi necazuri și supărări, dar trecem altfel peste ele, exact. Să spunem. Spune, ești prima dată la noi, Anda? Da, sunt prima dată la voi. Și de-aia emoțiile astea? Am emoții. Ți-aduc imediat un instalator. Avem o echipă de instalatori. Bună dimineața. S-a înfundat ceva? S-a înfundat conversația. Am vrăbat 300 cu mama Moldova că ne-am oprit. Aveți nevoie de doi Romeo? Da. Da, chiar. Care e mai... Cine e? Lasă-mă îmi place ceva, nu? Cu îndrăgosteală, cu pupici, cu astea? Da, e o îndrăgosteală din greșeală. Până așa? La urmă. E o confuzie. Povestea vieții mele. Așa mi se întâmplă. Zi, nu-l băga în seamă, că el a venit aici cu țevile. Deci din greșeală. La mine este îndrăgosteală tot din greșeală, din greșeala vieții mele. A început această îndrăgosteală din liceu și iată-ne așadar după aproape 10 ani în aceeași situație comico-dramatică. Încă împreună, deși poate că ar trebui să... separat. Este fix definiția. La promovare foarte greu să explicăm despre ce este vorba, fără să devoalăm, așa, zaploat. Eu am mai aflat chestii zaploat. În lift, pentru că am urcat cu Doina și am întrebat-o, zi-mi și mie repede, nu cred că am voie să spun. Nu. Dar nu. E interesant. Serios? Oaia, Leo, e cu... da, e cu legătură. Păi să vorbiți cu Ristei să facă și el... Să facă, comenteze! Fiert pe camera 609. Exact, exact. Dar eu am o întrebare serioasă, fetelor. Îmi cer scuze. Uite, aici a scăzut programul. Rapid, puteți să alegeți să nu-mi răspund. Nu, glumesc. Eu toată viața mi-am dorit să fiu actor, domnul Răzvan. Așa în sinea mea de copil, eu am vrut. Știu că mi-e dau și lacrimile. Ce să zic? Pleci la comandă? Eu am o singură dată am prins rol. Da. Am avut rol de piatră, vă jur. Deci m-au luat la stai acolo, că uite ai în spate puber. Deci piatră stăteam așa și mai avea. Uite ai acolo, un neamț pe o piatră, piatra neamț. Așa jucam. Deci era stâncă. Da. Nu e ușor să faci asta. Doar am stat pe scenă și mie era pom și făcea din frunze că bătea și vântul. Deci a avut și... principal el. Da. Cum vă dați, domne, seama personajul ăla să vi-l însușiți? Ce... Cum înveți, cum înțelegi personajul încât... Asta era întrebarea după ce ai făcut cadrul ăsta. Eu atât am putut, că de aia nu s-a actuat. Facultate, domnul Cuza. Păi, ia uite, vorbește facultatea din tine acum. Eu n-am profesat, dar... Și tu ai făcut... Dar de învățat am rupt. Dar de învățat ce am fost. Ce vorbești? Șeful lui Stanislav și cine crezi că e? Ăsta, Radu Bucălaie. Mi-a scris Stanislav și crezi că e mândru. Ți-a zis? Da, de pe Instagram, Stanislav și oficial. Ah, ok. Are și bifă, că a plătit 80 de lei pe lună, da. Da. Scuze, Doina. Deci care era întrebarea? Cum intrați în pielea personajului? Cum reușești să înțelegi atât de bine personajul? Măi, în primul rând,
cauți puncte comune cu personajul ăla, primul cerc, pac, pac, pac. După care încerci să înțelegi de ce alege să facă ce face. Și începi să ții cu el, că e al tău. Nu, Ana? Ții cu el, că de mult poți, da. Nu alege mereu ce-i face tu în viața reală. Absolut. Dar... Dar pleci de la tine, te gândești cum ai reacționat și tu în situația aia. Dar în relație de ce nu faceți asta? De ce? Te-ai venit aici să pui întrebări sau să te plângi? Că mi se pare că bați e cu bătaie lungă ce faci dumneata. Și ai prins, ocazia asta. Da, fiertă pe actrițe ești. N-ai văzut așa ceva. Hai mă, dar stai un pic, da. Și noi am jucat într-o... Noi, da, foarte tare. Ai fost actor la un moment dat. Eu pe vremurile alea încercai da, ceva. Da, a fost foarte tare. Am jucat un sketch cu Doina de mult, cred că acum 7 ani. Da, cam Ela? Da, 400.000 de vizualizări a făcut. Bă, lasă, peciuleț! Du-te, dacă este pe din asta și eu am fost cu Doina în turneu, pe când făcea stand-up. Dacă mai faci să-mi zici. Am fost în turneu prin țară. Păi cineva trebuia să-i care bagajele, că e o domnișoară, nu putem așa să o lăsăm. Cineva trebuia să fie cunoscută pe atunci. Păi Stanislavski e firmă de bagaje, de trolere. Da, 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 am înțeles. Ați intrat în pielea personajului de nu mai ieșiți din ea. Tu acasă ai reproșuri? Nu, n-am niciun reproș acasă, pentru că nu am de la cine să primesc reproșuri acasă. Cătălin e plecat în ultima perioadă, m-am văzut foarte rar. De fapt, în dimineața asta m-am văzut cu el. Nu așa se zice, Cătălin e plecat, slavă Domnului, așa se... Mulțumesc, ție, domn. Nu aș zice slavă Domnului. Am înțeles. Cum decurge frumoasa relație între dumneavoastră și Cătălin Scărlătescu, cunoscut ca fiind colegul lui Florin Dumitrescu, practic asta e calitatea lui. Curge frumos. Curge într-un sens. Paracasar? Para stânga-dreapta printre voi. Evitant. Am dat data viitoare să vii singură. Că, vezi, când da, nu că... E greu, e ca în film. Eu îți mulțumesc, Doina. Adică tu ești protagonista, dacă pui pe una mai cunoscută și mai cu multe povești la ea... Peste câțiva ani. Acolo. Poate la sezonul 2, când veți sezonul intra 2. Atât de tare în pielea personajelor, încât nu veți mai ieși. Așa, ci că se... întâmplă ca Daniel Day-Lewis. O să-i arunci mică. Nu, lui nu mai este ăla din personaj. Domnul Joker care a murit, exact, Dumnezeu să-l ierte. Cum îl cheamă? Da, nu știu, actorul așa, american. Actorul, da. American, care a stat 2 luni închis în camera de hotel. Da, Pluto. Da, și după aia când a ieșit, sunt Joker. Și se da. Să ne calmăm. Și Jimmy... Pe Anda și Doina le puteți vedea în această seară la Antena 1. De la 20:30. Lasă-mă, îmi place. Camera 609, două episoade de consumat cu cei dragi. Luați popcorn și faceți abstracție de glumele instalatorului nostru. Heath Ledger. Bravo, mă, asta voiam să zic, dacă am lăsat pe tine să zici. Deci oricând aveți nevoie, domnul Răzvan, sprijiniți-vă pe noi. Și Jim Carrey, la fel ca mine, iese greu din persoană. Mă, voi l-ați cunoscut pe Rex din camera 609? La toți. Avem